In Memoriam. Este Acolat, regizor artistic la Radio Moldova și maestru în artă. Din 91, când am venit de la facultate la radio și până în prezent, domnul Stratulat m-a văzut absolut la fiecare etapă ce am făcut, cum am făcut. Bună seara, maestru. Bună seara, domnule. Bună seara, domnule. Să știți că n-am vorbit de mult la microfon și am, evident, mari emoții, mai ales după ce atât de frumos te-am cuvântat aici cu colegul meu, Eufim, pe care îl stimez foarte mult și am o simpatie deosebită față de el, nu mi-am făcut notițe. Și știți de ce? Pentru că Luminița undeva mi-a spus că nu cunoaștem de o viață și așa este. Așa s-a întâmplat ca printre mulți colegi pe care am avut pe parcursul a multor decenii la Radio Moldova, undeva pe la începutul anilor 90, printre alți tineri și tineri, a venit și tânăra colegă, acum nu pot să zic prietenă, că după atâția ani de când am colaborat, ne-am cunoscut, vine să spun și eu că am devenit atât de apropiați plătești, că pot să-i clam că mi s-a lipit de suflet ca timpul de scrisoare, i-am cunoscut și bucuriile, și necazurile, și eșecurile, de ce nu, atunci când nu din vina ei nu-i reușeau anumite lucruri. Am venit cu emoție la această întâlnire, la acest frumos eveniment, la lansare a acestui frumos volum, care s-a lăsat cam mult așteptat, dar știu eu, poate câteodată nu faci să te grăbești, nici să o lași pentru... Eu sunt sigur că acum, deja, experiența trecută nu o să se mai repete, că dacă mai lăsăm încă 15 ani, e prea mult și nu e cazul. Deci, au fost multe motive, dar m-am bucurat foarte mult. Eu acum, sunt să spun că nu mai sunt în activitate, am timp destul pentru lecturi. L-am avut și atunci când timpul nu-mi permitea chiar atât de mult și atunci. Pentru asta ziua poate fi prelungită, dacă mai ia mai mult, din noapte. Întotdeauna am găsit timp pentru lecturi, acum chiar am lecturat și am savurat o bendelete pentru că mi-a dat-o chiar de cum a apărut imediat. Și era proaspăt și caldă când am fost la altă serată unde tot a participat și și-a dat concursul Lumița. Deci vreau să vă spun, eu n-am să mă întorc, Lumița m-a, când am vorbit noi împreună despre anii care i-a lucrat în radio, dar feriște că dacă am să mă opresc la multe minute, asta o sublizez. Așa cum ar fi să o luăm de la Adam și să o aducem la Ivan, dar nu e cazul. Deci a fost frumos pentru că eu am avut deodată senzația că printre câțiva care au venit Luminița și încă un tânăr care mai târziu i-a colaborat foarte frumos, Paul Sturțescu, erau atât de avizi de a cunoaște, atât de cointeresați de meseria pe care o urmă să îmbrățișeze, pentru că studiile e una, confruntarea cu viața, cu colegii, cu cerințele era alta și se vedea cât de avizi sunt ei de a cunoaște, de a face. Și eu țin minte că Luminița a încercat să facă și televiziune, dar până la urmă predilecție i-a dat radioului și a început o colaborare frumoasă și chiar de pe atunci a început a face niște emisiuni care undeva se deosebeau de pe atunci. Și am să vă spun anume ce era vorba tot, sufletul lor deschis pentru cuvântul scris și rostit. I-au făcut să facă un cenacul, este? Cum se numea? Prezentul? Viitorul prezent. Viitorul prezent. Acum pot să și inversez, mai contează. Cert era că erau invitați poeți tineri și mai cu experiență, dar îndeoseb cei care încercau să scrie de pe ambele maluri ale Prutului, erau invitați și cantautori. Era frumos, Maria Moncanu, prima dată că la noi a venit, Rudei, și era foarte frumos, era așa ca niște șezături literare, unde spuneau băsul, încercările, dorințele, doleanțele, și moderatorii erau Luminița și cu Paul, și mi-am amintesc cu cât seriozitate se lucra la aceste emisiuni, și ei care, mă rog, nu aveau experiența de a ieși la microfon,
microfon și a modera aceste emisiuni. Lucrau foarte mult, foarte mult și au făcut emisiuni bune care au rămas multe secunduri și așa mai departe. Pe urmă, Luminița a început să crească în continuare, a avut emisiuni atensive cu, știți cu toții, cu focul din vatră, a ieșit la domeniul interviului, avându-i interlocutor pe cei mai de seamă conaționale ai noștri și de aici și de prin alte părți, i-a găsit, i-a căutat, cu greu că nu era pe atunci posibilitățile de astăzi, a telefonat, a căutat, a umblat și din ce nu, și nu numai, și nu numai. I-am citit și prin cărți, și despre cartea asta. Eu spun încă o dată că este mult mai senină, este mult mai frumoasă și că în foarte multe poezii vedem trăirile dânsii, mai ales eu care o cunosc, trăirile proprii, analize, este mult mai matură, mult mai filozofă, este, dar nu este ca un mentor, este ca un om care împărtășește din ce se simte și cum vede ea astăzi lucrurile. M-a plăcut multe. Dacă nu vă rețin, dacă îmi dai voie, chiar și a fost singur. Generații de triste crizanteme ți-au absorbit ochii și poezia și au pus pe simțuri de ademe, dar n-au înspirat veșnicia. M-am rătăcit în candoarea lor ca o virgulă într-un mesaj de paranteze. Ce mult aș vrea să-ți fiu sublim decor în care și moartea a riscat să-mi ieze. Arhivele-ți memoriei s-au nins pe sărmul unei toamne inocente. Trecem pe acolo și le-am plâns, topindu-le în imense sentimente. Acum, când doarme sensul existenței, iubesc ca într-un vis târziu, sfidez decizia providenței și sunt ceea ce știu să-ți fiu. Ești obsesia ce mai trăiește bizar, al cărui noi minte să dispară și atunci ne întâlnim în fiecare calendar, în 31 februarie. Așa zis un poem rătăcitor